Bună tuturor și bine ați revenit pe canalul meu de YouTube. Tocmai m-am întors de la Lidl, unde am făcut câteva cumpărături pentru această săptămână. Este săptămâna XXL și vreau să vă arăt și vouă ce am cumpărat și să vă spun ce intenționez să mai fac de mâncare. Va fi un video foarte rapid, foarte scurt, pentru că nu am cumpărat multe produse. O să încep însă cu produsele congelate pe care va trebui să le bag repede în frigider ca să nu se dezghețe. De fapt, nu sunt produse, este doar un singur produs și anume acești cartofi pai. Am cumpărat o pungă de cartofi pentru prăjit, cartofi congelați la 1 kg pentru că a fost dorința lui Vlad, Vlad fiind băiatul meu. L-am invitat la masă la prânz astăzi, fuge de la serviciu și vine la mine să mănânce pentru că lucrează aici foarte aproape. Și m-a rugat să-i fac cartofi prăjiți, dar din ăștia congelați, mi-a zis, mamă, nu din ăia proaspeți, așa cum faci tu de obicei, vreau cartofi ca la McDonald's și într-adevăr au gustul acela de fast food. Cui nu îi place? E adevărat că nu este o opțiune foarte sănătoasă, însă trebuie să recunoaștem că sunt foarte gustoși. A zis că vrea cartofi pai, cartofi prăjiți cu șnițel din piept de pui, ceea ce o să fac imediat. Pe toate aceste cumpărături am plătit 82 de lei și ceva și sunt 26 de produse. Deci practic destul de multe. E adevărat că nu am luat cantități foarte mari, nu am profitat de săptămâna XXL pentru că fiind singură nu îmi trebuie cantități foarte mari. Am luat apoi mână în mână merge cu cartofii prăjiți o sticlă de Coca-Cola, o sticlă la jumătate de litru, o sticlă de 500 de mililitri, pentru că tot Vlad și-a manifestat dorința că vrea și o băutură din asta carbogazoasă lângă meniul pe care o să îl pregătesc imediat. De la raionul de pâine am cumpărat 2 covrigi, ador covrigii ăștia, îmi place așa de mult să îi mănânc la micul dejun și uneori îmi cumpăr mai mulți covrigi pe care îi bag la congelator și scot dimineața câte unul, îi scot cu 2-3 ore înainte, nu îi deschis niciodată la microunde pentru că se strică consistența aluatului și nu mai sunt buni, îi lasă să se dezghețe în mod natural și sunt ca proaspeți. Deci am luat 2 covrigi și am cumpărat 4 chifle cu susan. Trecem acum la lucruri mai serioase, la mâncare adevărată și intenționez să fac zilele următoare un guiaș cu carne de porc. Este ciorba aceea foarte picantă, foarte condimentată, de origine ungurească, pe care noi o adorăm. Și când spun noi, mă refer la întreaga noastră familie. A fost o ofertă, o promoție la carnea asta de porc, gata tăiată cu bulețe pentru guiaș, 600 de grame, însă eu tai cu bulețele astea mai mici, nu las bucățile de carne așa de mari. Deci prima mâncare pe care o să o fac zilele următoare, în afară de șnițelele de astăzi, va fi un guiaș cu carne de porc. Am cumpărat și un dovleac, din care intenționez să fac o supă cremă de dovleac. Nu am făcut deloc în toamna asta nimic cu dovleac și uite, aproape se termină toamna și începe iarna. Supa cremă de dovleac este una din preferatele mele. De fapt, cred că în afară de dovleacul copt, este singura formă în care îmi place dovleacul. Nu, mie nu-mi place plăcinta cu dovleac sau nu am nimerit eu niciodată ceva bun. Am încercat să fac și odată, nu mi-a ieșit bine. Plăcintele cu dovleac pe care le-am cumpărat, de asemenea, nu mi-au plăcut. Iar băuturile acelea care se găsesc prin diverse cafenele, de exemplu la Starbucks, ceva cu pumpkin, latte, nu știu ce, am cumpărat odată sau de 2 ori și nu au fost deloc pe gustul meu. Însă supa cremă de dovleac este una din preferatele mele și o să fac cât de curând. Vara nu mănânc aproape niciodată ciorbe, supe. De fapt, cred că niciodată, pentru că e foarte cald și nu-mi vine să mănânc mâncăruri din astea așa calde, fierbinți. Însă, în sezonul rece, toamna, iarna,
Aproape numai ciorbe mănânc. Este acea mâncare care se numește comfort food, mâncarea care te reconfortează, care îți dă o stare de bine, care îți face într-adevăr plăcere, în afară de gustul în sine, îți place și senzația aceea de binedispunere pe care ți-o lasă după ce mănânci ceva care într-adevăr îți place. Un pachet de paste Barilla, deci o să fac și niște paste cât de curând, nu mai aveam paste deloc. Forma asta de spirale, de fusilii, îmi place mie cel mai mult. Mi se pare că toate sosurile se prind foarte bine de această formă spiralată și este una din preferatele mele, pastele în formă de spirală. Nu îmi plac penele pentru că mi se pare că le iei foarte greu cu furculița, parcă tot timpul alunecă dintr-o parte în alta. Fundițele, adică farfale, iarăși nu îmi plac foarte tare pentru că mi se pare că se fierb foarte greu și în mijlocul acela care este așa prins, mi se pare că rămâne așa un pic nefiert, dar nu neapărat că al dente, rămâne așa un pic clicos și nu îmi place senzația. Și apoi am cumpărat de la din oferta săptămânii XXL un pachetel cu mozzarella. Un pachet de 250 de grame. Sunt două sfere din acelea doi bulbi de mozzarella, a cât 125 de grame fiecare. Nu știu neapărat dacă o să folosesc mozzarella pentru paste, însă mie mămăliga cu brânză, brânza fiind mozzarella, mi se pare cea mai bună. Pun suficientă sare și mi se pare că este combinația perfectă. Bine, mămăliga este tradițională și la noi, și la italieni oarecum, că și ei au polenta, dar combinația asta de românesc și italienesc mi se pare excelentă. De la raionul de lactate de fapt nu am cumpărat, ci pur și simplu am luat de pe raft, acest iaurt cu 1,5% grăsime de la brandul Pilos, brandul propriu magazinului Lidl. Nu cumpăr niciodată iaurt cu 1,5% grăsime, ci doar din acela cu 3,5%. Pe acesta însă l-am primit gratuit, participând la roata norocului, sau cam așa cumva se numește în aplicația Lidl Plus, tombola la care participi dacă faci cumpărături, nu știu, de o anumită valoare sau, în orice caz, după ce fac cumpărături, mi-apare sau un talon răzuibil sau acea roata norocului. Și pe acesta, deci, l-am primit gratis, un iaurt cu 1,5% grăsime. Apoi am luat niște smântână cu 12% grăsime. Nici smântâna nu-mi place să fie, adică nu, aici e invers. Smântâna nu-mi place să fie foarte grasă, iaurtul îmi place să aibă 3,5%. Smântâna aceea cu 20-25% grăsime, parcă nu-mi place așa de mult. Îmi place asta că e mai acrișoară și mai ușoară în același timp. Am cumpărat smântână pentru că nu mai aveam și am în frigider o ciorbă de varză, un lucioș, așa se numește la noi în Ardeal, ciorba de varză, lucioș, tot o mâncare ungurească, pe care din nou o ador. Am făcut lucioșul cu ciolan afumat, deci cu carne afumată și probabil că Vlad, dacă va veni, o să vrea să mănânce și el un pic de ciorbă, pentru că îi place foarte mult lucioșul. Și nu mai aveam deloc smântână și am zis să iau pentru, din nou, o ciorbă pe care o fac foarte des iarna. Pachetul acesta de unt l-am luat nu pentru că nu mai aveam, chiar mai am încă un pachet de unt în frigider, dar era o ofertă, o promoție, era un preț foarte bun și eu folosesc foarte mult unt. Îmi place și la diverse preparate să fac legume în unt. Îmi place și pe pâinea prăjită dimineața și văd că are un termen de valabilitate până în 31 decembrie 2023, deci încă aproape 2 luni de acum înainte. Cu siguranță nu o să expire înainte de a fi devorat. O ceapă am mai cumpărat, o singură ceapă, o ceapă din asta foarte mare, pentru că mi-am adus aminte că nu mai am ceapă în frigider. În frigider țin eu ceapa și de obicei cumpăr ceapa din piață, de la niște producători locali. Aici, în zona Turzii, se face foarte bine ceapa. Avem o ceapă extraordinar de bună, însă astăzi nu am mai avut vreme să merg în piață.
Și pentru guiașul pe care intenționez să îl fac, am zis să fiu totuși pregătită și să am ceapa de care am nevoie. Și tot pentru guiașul de care vă spuneam, guiașul este o ciorbă de cartofi cu foarte multă carne, ceva așa între tocăniță și ciorbă. Am cumpărat și o țelină. Țelina dă un gust foarte, foarte bun oricărei ciorbe și în loc să pun pătrunjel sau păstârnac, deci ceva alb pe lângă morcov, prefer întotdeauna țelina pentru că mi se pare că are cel mai bun gust. De fapt, este una dintre legumele mele preferate și fiartă în ciorbe, supe și crudă. Fac o salată de crudități cu țelină, morcov și un pic de măr și un pic de maioneză, care este extraordinar de bună și toată lumea o apreciază. Morcovi am, deci legumele și carnea pentru guiaș le-am pregătite, ceapă, morcov și țelină. Am luat un pachetel de ridichi roșii de la piața Lidl. Văd că zice pe ele că sunt ridichi românești. Comuna Băleni. Producător este Cosman George. Felicitări, Cosman George! Ai făcut o chestie foarte bună. Mie îmi plac foarte mult ridichile, în special toamna-iarna. Vara prefer să mănânc roșii din grădina tatălui meu, dar ridichile în sezonul rece mi se par extraordinar de bune, ca să nu mai spun de faptul că țin foarte mult la frigider. Deci ai tot timpul ceva crud care merge foarte bine lângă pâinea prăjită cu unt pe care o mănânc eu de obicei dimineața. Și al doilea produs pe care l-am luat în săptămâna XXL, deci pachetele astea mai mari, sunt aceste feliuțe de bacon. Brandul Dulano, și ăsta cred că este doar la Lidl, și ăsta cred că este un brand propriu. Termenul de valabilitate 29 ianuarie 2024. Cred că aș fi putut să iau două pachete, pentru că mi s-a părut foarte bun prețul pe kilogram. Pachetul acesta are 250 de grame și o să scriu pe ecran cât a fost prețul, că nu mai țin minte chiar exact, dar pe kilogram undeva în jur de 50 de lei. Este o șuncă crud uscată cu indicație geografică protejată. Mie îmi place baconul acesta să îl mănânc fie prăjit, așa cum ați văzut că am avut un mic dejun tradițional englezesc, însă vă spun drept că uneori îl mănânc și așa, crud uscat, cum se prezintă, îl tai în bucățele mici și pun pe pâinea prăjită cu unt, din nou pâine prăjită cu unt, peste care pun și câțiva stropi de muștar dulce, muștar cu miere sau uneori muștar de Dijon, muștar foarte iute. Deci da, în afară de mozzarella XXL, am luat și un pachet de bacon XXL. Apoi am pus în coș două pachete de covrigei cu sare și chimen. Covrigeii ăștia sunt atât de buni și sunt atât de potriviți în curele de îngrășare. Glumesc, desigur, dar ca orice covrig îngrașă foarte mult, însă sunt buni, buni de tot. Nu sunt nici foarte tari să-ți rupi dinții în ei, nu sunt nici moi așa ca să fie cumva păstoși, sunt atât de crocanți exact cât îmi place mie. Nici prea prea, nici foarte foarte. Există și în varianta cu mac. Mie macul însă nu îmi place foarte mult. Mi se pare că nici nu are un gust foarte pregnant așa cum are chimenul. Și există și în varianta cu vanilie, parcă. Din aia nu am încercat niciodată. Am luat două pachetele din astea de covrigei. După cum spuneam, ca să mai ronțăi atunci când nu am ce face de plictiseală. Dar desigur asta nu este o soluție foarte bună, dar asta e realitatea, că atunci când stai de vorbă cu cineva sau stai la televizor și mai bei un pahar de suc sau un pahar de bere sau de ceva, îți vine și să ronței ceva. Covrigeii ăștia sunt foarte, foarte ieftini, parcă 99 de bani este un pachet și mi-a plăcut tare mult. Iar cireașa de pe tort este turta dulce. În sfârșit a început sezonul pentru turta dulce, deși se găsește tot timpul anului la magazine, însă parcă farmecul pe care îl are în lunile noiembrie, decembrie, ianuarie nu se compară cu nimic. A apărut turta dulce și în ambalajele acelea speciale pentru Crăciun. Asta, în schimb, care are glazura doar cu zahăr sau poate albuș de ou, deci glazura asta albă simplă îmi place cel mai mult.
Mie îmi place turta dulce sub orice formă, dar asta este preferata mea. Îmi place mai mult decât cea învelită în ciocolată, îmi place mai mult decât cea care are în interior diverse fructe confiate sau alte arome. Turta dulce clasică mi se pare cea mai bună și realmente o ador dimineața, mai ales la cafea sau alături de un ceai fierbinte, când afară este ceață, este frig, este urât. Îți aduce o bună dispoziție și are așa un miros foarte plăcut de scorțișoară. Acesta a fost videoul de astăzi. Acestea au fost produsele pe care le-am cumpărat eu astăzi, cât este 7 noiembrie. Sper că v-a plăcut acest video, sper că v-am inspirat în ceea ce să mai faceți de mâncare. Dacă v-a plăcut acest filmuleț, nu uitați să-i dați un like. Contul meu de Instagram este ioanaspune.ro și m-aș bucura foarte tare să mă urmăriți și acolo. Iar până data viitoare, vă doresc numai bine!